Autoritățile speră astfel să diminueze absenteismul elevilor, dar și eradicarea fenomenului produselor etnobotanice care se vând de multe ori chiar la colțul școlii. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Gabriela Ene, a privit inițiativa Ministerului Educației ca fiind una extrem de utilă, susținând că va milita pentru ca fiecare școală în parte să-și procure un astfel de card de acces.